Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. 1 iunie, ziua protecției copilului. Fiți atenți, a protecției. De ce îi protejăm pe copiii noștri? Noi doar vrem ca copiii noștri să fie sănătoși, voioși și inteligenți. Și atunci, de ce îl protejăm noi pe copilul nostru? Noi vrem să-l protejăm de calculator, de exemplu. Părinții își doresc ca odraslele sale să fie mai puțin timp în fața calculatorului și mai mult față în față cu natura. Astăzi eu am rămas plăcut surprinsă de un eveniment. M-a cucerit numărul copiilor care alergau fără telefoane, voioși, sănătoși, exact ceea ce ne dorim noi în fiecare zi să facă copiii noștri. Așa că m-am grăbit să vin și eu cu fetița mea acolo să văd ce se întâmplă. Vă propunem și dumneavoastră să împărtășiți împreună cu mine sentimentele pe care le-am trăit pe un teren magic. Întâi iunie, sărbătoarea copiilor, sărbătoarea noastră a tuturor care ne dorim să rămânem copii în suflet mereu. Echipa noastră de filmare a surprins această sărbătoare pe un stadion de fotbal. Copii de toate vârstele, de la 6 la 16 ani, pasionați, de fapt îndrăgostiți de fotbal, au decis să sărbătorească această zi cu mingea de fotbal. Ce ne-a impresionat cel mai mult pe noi este că îndrăgostiți de fotbal nu sunt doar băieții, dar și fetele. Nu-i nimic strașnic dacă o fată joacă fotbal. Deja s-a acceptat la nivel mondial, adică toată Europa, toată lumea joacă fotbal, fetele. Ei persistă totuși în Europa egalitatea asta de genuri, la noi mai puțin dezvoltat, însă cu ajutorul așa evenimente și proiecte încercăm să aducem fete mai mult în sport ca să se ocupe cu fotbalul, să crească în domeniul ăsta. Asta în dependență deja de plăcerile oamenilor privind sportul. A organizat această mare sărbătoare a copiilor Clubul Sportiv Real Succes. Clubul, apropo, este organizație obștească. De aici conchidem noi că o mână de oameni îndrăgostiți și ei de fotbal au zis: haideți să facem fotbal, și au făcut. Astăzi, organizația obștească, nesiliți de nimeni, vin peste 200 de copii de diferite vârste. Și dacă 1 iunie pentru toți copiii e sărbătoarea copiilor, atunci pentru acești copii e și sărbătoarea fotbalului. Ieri a fost fondat clubul nostru, a împlinit 16 ani. Am hotărât, adică astăzi, cu ocazia zilei de 1 iunie, ziua copilului, să organizăm o mică sărbătoare pentru copii, să încadrăm atât și fetițele și băieții împreună, să simt ca o familie, un tot întreg, simt plăcerea fotbalului și să adunăm cât mai multe atât fetițe în fotbal, că ele practic sunt mai puține. Și dacă acest copil care deja de 4 ani joacă fotbal are emoții în fața camerei de luat vederi, fiți siguri că în fața balonului e fără emoții. Ori acest copil vrând să devină atacant, misiunea lui este de a marca goluri. Îmi place să dau goluri, să mă învăț. Și timp joci fotbal? De 4 ani în urmă. Performanță în fotbal vrei să obții? Atacant. Și revenim la 1 iunie, ziua copiilor. Considerăm noi, cei maturi, că e de datoria noastră să smulgem copiii de la calculatoare și să-i aducem pe aceste stadioane. Considerăm noi că trebuie să fie o politică de stat, ori într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, spuneau clasicii. Această fetiță ne inspiră încredere că anume așa va fi. Dar eu nu știam că o să fie așa distracții, dar mi-a plăcut până la urmă. Ce anume ți-a plăcut aici? Fotbal, ne-a dat dulciuri, mi-a făcut tot o prietenă, Evelina, cum o cheamă și pe mine. Ai vrea să joci într-o echipă de fotbal? Da. Mulțumesc foarte mult colegilor mei, Irina Ciobor și Victor Mogâlde, pentru acest reportaj minunat. Am revenit în studio, dragi telespectatori, vă prezint protagoniștii acestui eveniment. Este vorba de Denis Cilipic, antrenor, fotbalist. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara, bine v-am găsit. Natalia Munteanu, profesoară, școala sportivă numărul 11. Bună seara și bine ați venit. Bine v-am găsit. Și Veaceslav Maximov, președintele unui club sportiv. Bună seara și mulțumesc că ați ajuns și la noi, pentru că a fost o zi destul de activă pentru dumneavoastră, cu atâția copii voioși și plini de energie pe acest teren magic, cum i-am zis eu. Da,
A fost frumos, a fost o zi frumoasă pentru dumneavoastră. Dar cel mai tare ce vreau să vă întreb, pentru că am discutat după acest eveniment cu dumneavoastră ori în șir și m-ați copleșit cu istoria din copilărie pe care mi-ați povestit-o și în special despre cea mai mare bucurie din copilărie atunci când ați confecționat din doi copaci, da, o poartă. Și aceea a fost prima dumneavoastră dragoste față de fotbal, care pasiune devenind, după aceea va purtat în suflet acel, nu știu, un fluturaș pozitiv care, după care ați fondat asociația, da, de fotbal, da, un club, da, club sportiv. Ne povestiți, vă rog frumos, despre aceste sentimente deosebite. Din biografie vreau să vă spun că în satul unde m-am născut nu era echipă de fotbal care se joace la campionat raional. Dar s-a planat un stadion și pe o durată de jumătate de an nu se instalau porțele. Atunci noi ne-am adunat toți copiii care alergam permanent pe acest teren și am mers la o pădure, da, am adus doi stâlpi, doi copaci și am instalat la teren. De atunci practicam fotbalul și unica ce m-a făcut ca să fac fotbal mai departe, ca să ceea ce n-am reușit eu în viață, trebuie să dăm la copii, trebuie să dăm căldura, trebuie să dăm școala aceea care să practice fotbalul mai departe, să devină sănătoși, să aibă mulți prieteni. Doar de reportajul care l-ați făcut, ați văzut, copiii au fost sinceri și au spus că mi-a făcut o prietenă. Pe viață, dar deja ea o să fie prietenă. Deci o zi importantă pentru ea, că ea și-a făcut o prietenă, într-adevăr. Mult asta... Fotbalul nu doar este, da, acel spirit de echipă, dar este și multe, multe lucruri care se învață în timpul, da, jocului și această prietenie care se leagă aceste prietenii. Sunt multe aspecte care sunt importante pentru copii. În primul rând este dragostea de fotbal sau este un vis. Vrea să devină fotbalist. Visul trebuie să-l susține. El trebuie să depună acțiuni, trebuie să facă acțiuni ca el să capte succes. Visul dumneavoastră a fost să deveniți fotbalist? A fost să... Da, a fost să devin fotbalist. Însă, de unde sunteți de Baștină? Criuleni, Hârtopul Mare. Ah, din Hârtopul Mare. Deci, da, ceea ce ne povestiți acum s-a întâmplat în Hârtopul Mare, da? Da. Așa, Mare. Frumos. Și acolo, pe parcurs anilor, permanent, copiii au încercat să dezvolte fotbalul, au participat la competiții, s-a format ca prieteni, s-au dezvoltat în diferite ramuri. Fotbalul i-a ajutat să devină cu demnitate, să fie prietenoși, să aibă succese. Chiar și sportul, câteodată, eșecurile, poate trece și să treci peste el. Exact, asta tot contează foarte mult. Pentru că aici se dezvoltă la fotbal caracterul, lupta, puterea de voință. Acestea sunt elementele de bază. Dar spuneți-ne, cum a fost să fie ca după aceea dumneavoastră să deveniți jurist? Eu am absolvit colegiul de cultură fizică și sport, unde a fost foarte buni profesori, dar după aceea am absolvit Universitatea de Stat, Facultatea de Drept și practic și acum avocatura. Așa. Da, dar fac lucrul ăsta pentru că îmi place să văd copiii fericiți, îmi place să văd succesele, să retrăiesc sau să încurajez când este insucces pentru dânșii. Uh-huh. Spun că nu e nimic, trebuie să lucrăm, trebuie să luptăm pentru ca să creștem mai mari, ca să trecem, să depășim aceasta. Deci dragostea pentru fotbal este pe viață, Pe viață, imobilizează, te organizează, trebuie să fii la timp la antrenament, trebuie să fii la meci la timp, trebuie să pui eforturi. Respectiv, în viață ești sănătos, ești activ, nu ești indiferent și faci mai bine. De aceea, ceea ce facem noi prin fotbal, prin aceea că copiii vin la fotbal, practic fotbalul, noi credem că ei o să devină
sănătoși și în viață o să parcurgă mai ușor. Greutățile o să treacă mai puțin, pentru că el formează caracterul ca să depășească greutățile. Astăzi, câți copii ați avut pe acest teren? N-am numărat, dar cred că 100 au fost. Mai mulți erau, da? Erau foarte bine dispuși toți și atât de bine se simțeau în tot spațiul acesta. Da, este foarte bine când este distracție și este plăcere. Toți, la noi copiii în club, vin ca să facă din plăcere aceasta. Este interzis copiii să maltratăm. Numai cu cuvinte bune și numai încurajare. Uh-huh. Încurajare, după asta vedem cheia succesului, pentru că vedem că la început nu pot vin și nu pot pleca acasă, dar atunci pe urmă vin permanent și fac antrenamente și au și succese. Uh-huh. Așa sunt și succese. Uh-huh. Doamna Munteanu, trec la dumneavoastră. Spuneți-mi, foarte interesant este și probabil și pentru telespectatori și pentru copii, să luăm și copiii cei de pe Topogane și cei care au crescut din aceste Topogane. Cum faceți? Ce întreprindeți pentru ca să atrageți copiii la școala dumneavoastră și ca să vină să practice sportul? Care este secretul? Noi lucrăm acum cu clubul Real Succes, fiindcă ei se duc de mici, sunt atrași acolo. La noi se registrează conform regulamentul școlilor sportive de la 8-10 ani. Mm-hmm. Sunt încadrați, înregistrați în școlile sportive. De aceea, când vin preluați fiind de la club, colaborăm. Înțeleg că aveți o colaborare frumoasă. O strâns colaborare, astăzi m-am convins personal, fiind pe acest teren, așa, și văzând toate categoriile de vârstă și picii aia care ați văzut și dumneavoastră, da. Noi când ne preluăm la școală, de acum sunt cu abilitățile respective și mai repede avem și noi rezultate și ne mândrim cu aceste rezultate. De exemplu, profesorul școlii, profesorul antrenor, domnul Victor Greapca, de acum are medalii de aur la campionatul mondial cu fetele la fotbal-tenis. Mm-hmm. Și acesta este rezultatul conlucrării școlii cu clubul Real Succes. Așa că noi datorăm... Foarte frumos, da, într-adevăr. Da, munca și dragostea cultivată de domnul Victor inclusiv. Așa, acum la dumneavoastră, domnul Denis, m-ați surprins pentru că faceți și antrenamente și activați în continuare pe teren, sunteți fotbalist. Cum le combinați aceste două îndeletnicii, două lucruri? Și cât este de complicat să fii antrenor și povestiți-ne pe cine antrenați? În primul rând, nu e un lucru complicat, deoarece este un hobby de mic copil. Mi-a plăcut, adică mi-a intrat chiar în sânge mingea, deci, fotbalul. Deci la fel, aveți o dragoste, da, din copilărie neapărat, față de fotbal. Am făcut școală de la vârsta de 8 ani. Aha. Sunt originar din orașul Soroca. Deja acolo am avut doi antrenori extraordinari. Puteți să ne spuneți numele lor? Da, primul antrenor Petru Cebanu, a doilea Pavel Bacinin. Au fost deja ei și activează. Și pe această cale îi mulțumim pentru că aveți așa, da? Mulțumesc frumos. Activează și acum. Știu că activează și au și rezultate bune. Chiar trimit fotbaliști deja de acolo, colaborăm, poate trimit fotbaliști spre noi, spre Chișinău, unde aici deja promovarea merge puțin la un alt nivel, adică. Calitate de fotbalist, deja experiența acumulată foarte, foarte bine o transpun copiilor, da, și îmi vine foarte ușor, de aia că știu deja ce am trăit, ce am avut în deplasări, chiar în cadrul colectivului, adică. Sau unde jucați? Joc la echipa de seniori din cadrul clubului nostru Real Succes, în divizia. Așa. Mm-hmm. Și ce succese aveți? Lăudați-vă, părtășiți-vă! Succese, practic noi nu punem accentul pe succese, deoarece la noi mai mult merge promovarea și pregătirea tinerilor fotbaliști ca în continuare să-și facă un bagaj de cunoștințe ca să-l folosească în continuare pentru la cel mai înalt nivel ca să poată reprezenta țara noastră.
Da, a zis că antrenați și mi-ați spus ce echipe, de ce vârstă sunt copiii pe care îi antrenați? Da, sunt antrenat în pregătirea grupelor de copii, vârsta de la 10 ani, prima grupă, a doua 14 ani, a treia 16 ani. Așa, da. 10, 14, 16. 16, da. Uh-huh. Fiecare grupă necesită o aparte abordare pentru că sunt adolescenți și la această vârstă au foarte multe situații așa, psihologic trebuie, crește caracterul, dar se dezvoltă caracterul și trebuie să fiți foarte atent. Și cum vă reușește? Reușește pentru că important ce cred eu că e să găsești relația asta dintre copil și prieten. În primul rând trebuie să fii prieten cu copilul, nu trebuie să faci diferența dintre astea. La copii ăștia mai micuți, 10 ani acolo, trebuie ei practic să simtă căldura din partea ta foarte, mm-hmm. foarte mult. Deja ăștia mai 14, acolo trebuie puțin să-i ții ca ei să nu... Acolo se manifestă caracterul, adică deja ei cresc, apar unele situații. Numai decât de accentuat părțile pozitive, negativul de lăsat la o parte, ca copilul să știe că să aibă o dezvoltare armonioasă, atât independență de vârstă, da, cum am mai spus. Da, spuneți-mi, eu astăzi când am văzut că niciunul din ei nu și-au adus aminte că au telefoane mobile, că au, asta se întâmplă și la antrenamente, da? Probabil părinții sunt cei mai fericiți atunci când vin la voi acolo pe teren. Da, neapărat. Chiar sunt cazuri că uită telefoanele prin vestiare și deja vin a doua zi. Da, este telefon, este, bine, poftim. Deci copleșiți completamente de acest joc și de aceste emoții pe care le trăiesc pe teren și probabil de acele prietenii legate, de acele discuții. Asta e necesar copiilor, să fie cât mai mult în comunicare și să fie în lumea lor, în lumea copiilor. Da. Vreau să revin la dumneavoastră. Fotbalul, până la urmă, este un sport rege, da? Dar din câte îmi dau eu seama, este și foarte costisitor. Ceea ce am văzut eu astăzi acolo, un teren de fotbal bine amenajat, are o istorie. Ne povestiți când ați fondat clubul dumneavoastră și ce s-a întâmplat, pentru că pe dreapta de acest teren miraculos, teren magic, am văzut o zonă nu prea frumoasă, care mi-ați spus dumneavoastră că era la fel și pe acest loc unde a crescut, s-a dezvoltat terenul magic. Iată, cum ați reușit să faceți așa un teren și cum vă este? Ușor, greu, ce faceți? A fost foarte complicat, da. Clubul este fondat în 2002. Și ziua fondării a fost 31 mai, când a început să dat startul campionatului mondial care s-a trecut în Japonia și în Coreea de Sud. Respectiv, cred că datele ne aduce succesul. Da. Sau fotbalul ne ajută. V-a marcat acea dată. Ne-a marcat așa, acea dată, însă, da, era o gunoiște. Am mers, primăria ne-a dat în folosință acest teren. Acest teren a fost lucrat, am lucrat pe dânsul mai mulți ani la rând. Sigur că sursele era complicat. Am avut un bun om de afaceri care este tot băștinaș din Hârtopul Mare, Andrei Grama, avea compania lui Lelcora și este Lelcora care a pus aportul la acest teren. Totodată aducem chiar și mulțumiri la Federația de Fotbal că a crezut în noi că noi o să dezvoltăm acest și o să ducem pe la final și Federația de Fotbal ne-a ajutat la instalarea acestui teren. Respectiv, acum, sigur că este complicat să dezvoltăm... Să înțeleg că dumneavoastră plătiți chiria pentru acest pământ? Da, la primărie noi plătim chiria. Ceea ce e cam greu, e cam greu pentru noi, pentru că plătim ca agenții economici. Așa, deci plata este destul de costisitoare. Da, da. Și atunci noi vin plăți, mici plăți la părinți vin pentru că nu putem să taxele să fie mari. Da, exagerate că atunci nu reușești toți părinții, că și sunt diferite categorii majoritatea, de părinți. Majoritatea sunt copii care nu plătesc, care nu pot. Și la dumneavoastră este liber la acest capitol, da? Da, alegerea fiecăruia. Ce am văzut eu în ochii celor maturi de pe acest teren, că toți aveți
aveți o dragoste enormă față de copii și asta se vede. Și acum când mi-ați mai spus că nu plătesc toți, m-ați convins încă o dată că o faceți pentru copii și pentru ca ei să se simtă bine. Asta e, da, aduce fericire pentru dânsii enormă, dar și dezvoltăm. O să... Dar mă interesează aici pentru că ajungem la un moment destul de dureros și este important ca să trecem de această etapă, de acest moment, ca să fim auziți. Statul, cum vă ajută și dacă v-ați adresat și în cazul în care faceți un lucru atât de frumos pentru copii, nu este bine ca să vină cu niște subvenții, ca să aveți niște o ușurință? Problema este pe la nivel republican. Ar trebui la legislativul ar trebui să stabilească prin legea sportului, prin legea învățământului careva surse exacte în dependență de performanță sau în dependență ca să fie totuși o implicare mai puternică. Deoarece, vedem, starea economiei țării nu permite ca să dezvolte cluburile mai, la un nivel mai înalt. De aceea, problemele cluburilor mici, permanent este insuficientă de sursă ca să poți dezvolta și dezvolta copilul, performanța să meargă până la profesionalism adevărat, ca ulterior să aibă performanțe mari. Dar totuși noi ne stărâm din micul acela ca să putem rezista și să facem față. A doilea, este important ca politica statală în direcția dată să fie cu adevărat să nu declarăm numai, dar să facem. Să facem terenurile, să investim în unde este necesar pentru copii, orice școală sportivă, dar acolo trebuie să fie condițiile respective ca ei să simte liber și ca să poată dezvolta mai departe. Aici la școli, vreau să vă întreb, când ultima dată inventarul sportiv a fost reînnoit? De la buget vin anual sunt, dar totuși surse limitate. Când lucrăm cu Federația Moldovenească de Fotbal, recent am adresat personal de la școală tot o scrisoare și sperăm să ne acorde mingi, plasă, teren. Dar nu mi-ați spus când ultima dată? Nu vă fie rușine. Spuneți când ultima dată v-a acum fost? Acum în 2018, în primăvară. În primăvară, în 2018, da, a fost reînnoit inventarul. Scrisoarea este, dar da, n-a fost. Încă n-am primit. Da, sperăm. Deci aveți inventarul de când? E mai vechi inventarul, nu vă pot spune, dar vreo 5 ani precisare. Eu cred că acum ați spus așa ca să nu supărați pe nimeni, dar el este mai vechi, da? Terenul la noi este, într-adevăr, cu plasele acestea necesită schimbare, poate în fiecare an. Copiii joacă și se rup aceste plase, se deteriorează. Dar când preluăm de la cei mai buni copii care au rezultate la club și n-au posibilitate părinți să plătească, la noi sunt absolut gratis. Vin la școală, se ocupă, frecventează lecțiile de antrenament, absolut gratis. Și cei mai buni copii ne străduim să îi încadrăm. Și avem membrii în lotul național atât la juniori, la tineret și chiar seniori. Uh-huh. În grupele în învățământ sunt începători, învață 5 ani, pe urmă merg avansați și în grupele de maestrie sportivă și maestrie sportivă superioară. De acum vârsta nu este limitată. Aici copiii, dacă au performanță și rezultate permanent, le mențin aceste rezultate, pot fi susținuți în școală. Da, școala sportivă de când funcționează? Școala din 85. Din 85 este. Da. Și când lucrăm, vă spun acum, foarte efectiv cu acest club Real Succes. Într-adevăr, este un real succes. Uh-huh. Cu adevărat. Dar întâmpină dumnealor foarte mari greutăți. Terenul este foarte bine amenajat. Copilul, chiar dacă cade, ați văzut, sunt da, da. Este o amortizare. Da, a căzut fetița mea și nu i-a fost nimic. A căzut vreo 10 ori. La școală terenul e pământ, știți cum, iarba trebuie să fie udată, trebuie să fie cosită, nu este, din păcate. Nu vă ajung bani. Nu se udă terenul, nu este, aceste posibilități sunt limitate. Dar câți copii sunt în școală, numărul lor? 540 copii, 500? Din care 240 la fotbal. Avem 5 profesori antrenori și copiii vin cu plăcere, frecventează și se ocupă
Din toată Republica sau vin? Nu, nu. Vin din Chișinău. Din Chișinău, noi nu avem dreptul. A, numai din municipiu. Sunteți numai municipiu. Da, fiecare raion în sector, în raza raionului copiii frecventează. Nu avem voie să luăm. Atunci suntem... e foarte mult dacă să luăm pe raion, nu? Sunt destul de mulți. Da. La Republican este liceul Republican cu profil sportiv și este liceul municipal cu profil sportiv. Acolo, la Republican, iau cămin, deja copiii vin, poate să vină din toată Republica. Dar la noi nu, numai din municipiu, de raza municipiului Chișinău. Înțeles. Ați zis că ați scris o scrisoare în primăvară anului 2018. Răspunsul nu l-ați primit? Am primit răspunsul, adică trebuie, urmează să preluăm deja echipamentul. Federația Moldovenească de Fotbal vine la întâmpinare și ne ajută. Da. Ei, asta lucrăm... mă bucură să aud lucrul acesta, dar oricum cred că aveți nevoie de mai multă atenție. Sunt sigură. Așa, domnul Denis, aceste probleme cumva afectează munca dumneavoastră sau copiii sunt, simt povara acestor probleme? Sau reușiți să depășiți și să mergeți totuși mai mult pe munca pur orientată spre fericirea lor și spre fotbal, propriu zis? Da, neapărat. Copiii practic nu cunosc toate lucrurile astea, doar ce ține de... poate ceva greutăți, deja părinții intervin. Adică poate să urmeze un ajutor din partea lor, deja în dependență de situația fiecăruia. Dar ce ține de inventar, de condiții, la un nivel foarte, foarte bine organizată infrastructura noastră și copiii nu duc dorul de lucrurile astea. Reușiți să protejați copiii de toate lucrurile astea? Izolăm, care... izolăm de chestiile astea. E doar cu plăcere. Doar cu plăcere. Așa. Vreau să vă întreb, la liceul, la școala dumneavoastră, vin copiii și sunt încadrați în școală datorită unor probe, da? Sportive. Ne povestiți aici cum stați la capitolul. Aceste probe sunt complicate. Cum îi primiți pe copii? După ce îi selectați, după ce i-ați acceptat, trec probele sau probele sunt etapa de selecție? În primul rând să aibă permisiunea de la medic. Dacă au medicul de familie, nu au contraindicații să se ocupe, să practice sportul. Și de acum sunt niște normative de control, care testele acestea, dacă sunt trecute, fiecare copil este înscris. Ulterior se face deja selecția și merg mai departe copiii care, într-adevăr... Și câți copii pică aceste probe? Ei sunt care mai... cu disciplina stau mai puțin. Și de acum, dacă nu lipsesc mai mult, se face ordine de exmatriculare și să se înmatriculează alți copii, dacă frecventarea este... Nu închideți ochii pe niște lucruri care... Da, dacă nu frecventează, da, disciplina e înmatriculează. Da. Disciplina este capul mesii. De ce să nu vină alți copii care sunt dornici, practici, să iubesc, să muncească și să aibă rezultate, să obțină rezultate. Și mai ales că aveți așa o colaborare frumoasă acum, da? Deci, înțeleg, în fiecare an se înmatriculează cam câți, ce număr, câți copii? Eu vă spun, dacă avem 240 la fotbal, sunt destul de mulți. Avem 5 profesori și 8 grupe. 8 grupe de instruire. Acolo 14 copii, dar ei au dreptul să iei conform regulamentului încă 4-5 în rezervă. Și practic până la 20 de copii se înscriu în grupă. Dar sunt acum mulți copii pleacă, sunt părinții care duc peste hotare, din păcate părăsesc Republica Moldova, se duc cu traiul și pe parcursul anului mai pierdem din copii. Și în acest caz se face ordine, se exmatriculează. Anul acesta câți copii au plecat? A fost 3 ordine, au făcut 3 ordine. 3 familii s-au dus? Da. De la dumneavoastră? Au plecat copiii, da. Trist. Ce sportiv de performanță aveți absolvenția școlii dumneavoastră sportive? Acum, noi am vrut să spun campioanele mondiale la fotbal tenis, dar noi avem dreptul să le menținem în cadrul școlii, chiar dacă, vă spun, nu este limitată vârsta. Grupa de maestrii sportive superioare poate continua condiția ca să aibă permanent aceste rezultate, să mențină rezultate de performanță. Și avem printre aceste 4 elevi care au venit cu medalii de aur și au bucurat... Spuneți-le numele, cum să? Mi le notez. Gurdiș, Chicu, Chicu, Victoria, domnișoară Chicu, încă? Gurdiș. M-ai ajutat domnul Vecislav dumneavoastră? Domnul Victor trebuie să vină. Sunt 4 fete acolo, v-a trimit dumneavoastră numai decât. Felicitări pentru fost, domnișoara Chicu și domnișoara Gurdiș. Au fost felicitate. Celelalte două, cu siguranță, le mai aflăm și realizăm un reportaj despre ei. La sfârșit de an se face gala sportului și au fost invitate, au fost menționate.
Da, li se trebuie dă premiu. Să-i încurajăm, trebuie să-i lăudăm, trebuie să le spunem, da, ca să înțeleagă că, da, sunt susținuți. Că sunt... Facem, sunt mândria școlii, facem deja... Aveți panou mândria școlii, da? Mândria școlii și copiii vin și se uită, devin un, cum zice, un... Un model pentru cei mai mici, da, ca să tindă și ei spre, da, spre așa performanță frumoasă să obțină. Da, e foarte frumos. Aici, în cadrul clubului dumneavoastră, aveți niște persoane care au plecat după aceea și au devenit cineva? Pentru că din 2002, înțeleg, că este o perioadă... Noi avem jucători, practic, acum la toate vârstele, la 14 ani, la 15 ani, în selecționata Moldovei, așa, care reprezintă selecționata, la 17 ani și la 19 ani. 3 la 19 ani, la 4 la 15 ani și... 2 la selecționata 20 de ani, care a jucat chiar cu Slovenia. De asemenea, și fetele joacă. Ele au fost și campioanele. Anul trecut a fost deținătoare Cupii Moldovei și într-un an au deținut campionatul, au câștigat campionatul Republicii Moldova la fotbal. Succesele sunt. Respectiv, sunt succese pe grupele deja. Eu mulțumesc la antrenori și mulțumesc chiar tuturor profesorilor și antrenorilor care lucrează în domeniul respectiv, pentru că îi pun o muncă enormă, se consacră. Sâmbătă și duminica permanent pe teren, în timpul săptămânii sunt la antrenamente. Dau tot sufletul, căldura copiilor, dar aceasta e fericire. Cred că așa este soarta profesorului, antrenorului, ca el să ofere. Să ofere, să dăruiască mereu. Dăruiască și ulterior... Probabil ceea ce primești după aia valorează foarte mult. Când vezi copiii vin cu plăcere, când vezi că ei sunt îndrăgostiți și ei de fotbal, dragostea aceasta o împărtășiți cu ei și îi molipsiți de ea, asta e, cred că, cea mai mare bucurie. Da, și cea mai mare chestie, sunt prieteni permanent, sunt satisfăcuți de ceea ce au fost. O petrecut un timp bine la clubul care îi oferă. Ce îi oferă? Jocul, antrenamentele, competiția, prietenia și evoluarea mai departe, dacă se menține pe nivelul profesional. Se menține pe nivelul profesional, dacă nu, el își alege o profesie sau are succes în viață. De aceea, antrenorilor chiar mulțumesc și mulțumesc la toți care și-aduc aportul permanent și înțeleg și o fac aceasta din suflet și speră că numai bunătatea, numai visul, trebuie menținut acest vis a copilului până la realiza. Până ajungeți să vedeți cum se realizează acest vis, da. Pentru că gândurile se materializează și atunci... Da, dar știu că mi-ați povestit astăzi că, și vorbisem un pic mai înainte despre faptul că lângă acest teren aveți o porțiune care visați dumneavoastră deja să mai faceți ceva. Ne povestiți despre planuri de viitor? Da, sigur, ar fi foarte bine pentru clubul nostru dacă avem terenul artificial, dar este necesar și un teren natural. Uh-huh. Și atunci, da, pasiunea și munca noastră care a fost a antrenorilor și a tuturor care, chiar și copiii, părinții care vin, cred că or dori să vadă un teren natural, unde deja chiar și performanța de acum copiii pot face antrenamente pe terenul acesta cu iarbă artificială, dar terenul natural îi adaptează la condițiile deja internaționale, standardele internaționale. Și evoluția clubului deja am putea evolua mai departe în divizia națională, pentru că sunt niște condiții că trebuie să avem teren natural cu Și de aceea noi am încercat sau ne-am luptat pentru aceea ca să... Dar trebuie să mergem la... Să înțeleg că nu aveți încă actele, doar tindeți spre a perfecționa aceste acte. Da, să ați depus cerere deja. N-am depus, pentru că sunt încă lucruri care nu sunt finisate. Construim vestiar împreună cu... Mai aveți încă niște rezerve. Da, lucrăm cu... Caietul de sarcini.
pe acest teren încă nu l-ați finisat și de aceea nu l-aveți pe celălalt. Trebuie să obțineți dreptul după ce aveți aici tot pus la punct, da? Corect. Da, dar oricum visați ca să-l obțineți și ar fi bine ca să fie al dumneavoastră alături, da? Asta este important. Da, este important. Și actele vor fi adresate primăriei municipiului Chișinău, da? Da, credem că o să accepte, pentru că aceasta va înfrumoseza mai departe teritoriul care l-ați văzut, că nu-i chiar plăcut, dar și ar fi foarte bine ca să faceți acolo exact ceea ce este acum. Da. Încet cu încet o să facem. Da, eu vă doresc succes și eu cred că primăria municipiului Chișinău va atrage atenția acestei dorințe enorme și a dragostei enorme față de copii și nu se va întoarce cu spatele cu siguranță. Și pentru că suntem pe final de emisiune, vreau să vă întreb, e 1 iunie, Ziua Internațională a Protecției Copilului și m-ați convins completamente că astăzi toți iubiți copiii la infinit. Fiecare dintre dumneavoastră vă dedicați cu pasiune ca să obțineți din copii performanțe și să fie copiii sănătoși, să fie orientați corect în viață. Cum să facem? Fiecare dintre dumneavoastră vreau acum să adresez această întrebare. Cum să facem ca să aducem mai mulți copii pe stadioanele din Republica Moldova? Cum să facem ca să le dezvoltăm această dragoste de sport, ca să fie ei un viitor frumos al Republicii Moldova? Denis, vă rog frumos. Neapărat antrenorii trebuie să organizeze și să organizeze turnee prin școlile Republicii, neapărat, că acolo sunt o mulțime de copii care au capacități, dar deja nu practică fotbalul. În școli trebuie să nu stea acasă, da? Ca să după lecții să meargă pe un teren și să nu stea la calculator. Exact. Da. Și să nu-i vină în cap niște prostii, să meargă neapărat. Deci competiții dumneavoastră propuneți, competiții între raioane, între sate între de la început. Între școli neapărat. Și ca să crească și să ajungă la selecționată. Da, în Statele Unite, de exemplu, se organizează și în colegii, și în universități, tot timpul acolo chiar pe nivelul lor de organizare se concurează cu chiar ligile lor naționale profesioniste. Și deja de acolo vin din colegii și universități, deja ei pot să promoveze în ligile profesioniste. Așa. Doamna Munteanu, dumneavoastră, părerea dumneavoastră. Vreau să menționez că este turneul Guguță, acesta e turneul republican și toate începând din sate și între școli, primul este raională și iese la faza finală. Apropo, astăzi, la 1 iunie, a fost finala la Criuleni. Așa. Tot anul este tradițională, dacă ați auzit, de Guguț. Probabil că a fost dat pe post informația. Dar se solicită mai multe asemenea competiții. De ce spun asta? Că sunt stadioane în Republică care nu sunt utilizate, care sunt delăsate. Acum, bine, avem niște proiecte frumoase, chiar și de dezvoltarea acestor stadioane, de construirea altor stadioane. Înseamnă că ar trebui mai mult să ne axăm pe... Să ne axăm pe tematica sportului. Tematica sportului. Același administrație publică locală poate să obțină diferite proiecte ca să refacă aceste, să reabiliteze aceste stadioane. Avem, din păcate, și raioane care nu au stadion raional. Asta vreau să zic. Da, sunt vreo câteva raioane care nu au. Dar cele care sunt, și dacă asemenea posibilități sunt, trebuie valorificate aceste surse și renovate stadioanele ca să fie mai multe competiții. Așa. Și dumneavoastră? Eu vreau să aduc mulțumire, în primul rând, de la Federația de Fotbal, pentru că este proiectul Grassroots și aceasta tot face parte din proiectul Open Fund Football Schools. Cu ajutorul ambasadei din Danemarca, proiectul acesta este pe toată Republica Moldova și astăzi ați văzut cum copiii în cadrul proiectului acesta s-au practicat fotbalul, au fost aduși în teren. Dar noi, practic, în toată ziua, dacă vreți în toată ziua o să vedeți la noi pe teren cam așa număr de copii, permanent. Da. Domnul antrenor, când fiecare zi de la ora 3:30 până la ora 7 seara, antrenamente, grupe după grupe, facem antrenamente. Deci avem toate șansele ca să scoatem toți copiii din Moldova pe stadioane și să fie copii sănătoși. Construim mai multe stadioane și o să, cu sigur că o să practice.
Îți practic. Am înțeles. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați găsit timp și ați venit astăzi în speranța de a avea mai mulți copii pe stadioanele noastre și de a fi întotdeauna cu acea dragoste pe care am văzut-o astăzi la dumneavoastră în ochi față de copiii noștri. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc succese și, dragi telespectatori, 1 iunie, Ziua Internațională a Protecției Copilului. Ziua viitorului nostru, viitorului Republicii Moldova, aș zice. Da, știți, nu-mi place că noi sărbătorim într-o zi protecția copilului. Ar fi trebuit în fiecare zi, anul împrejur, să avem grijă de protecția copiilor noștri. Pentru că ei, într-adevăr, merită ca să fie sănătoși și să avem o națiune sănătoasă. Vă mulțumesc pentru atenție, să ne iubim copiii, indiferent unde sunt ei, pe stadioane sau în fața calculatoarelor, așa cum sunt ei, pentru că sunt copiii noștri. Numai bine, o seară frumoasă!